Salutare și bine ați venit la primul meci din acest sezon de campionat. Am pierdut meciul trecut, dacă n-ați văzut, puteți să vă uitați. Dacă nu, o să vă povestesc și eu pe clipul ăsta. Clipul ăsta o să-l vedeți marți, e filmat sâmbătă spre duminică seara, ca și la clip. A fost un meci dificil, cu echipă bună, cu Argentina. Noi încă, na, trebuie să fim acolo mai prezenți în fața porții. Degeaba plimbăm noi mingea și avem poate posesie mare sau posesie mai mică, dar dacă nu marcăm, degeaba. Deci degeaba am participat la campionatul mondial și ne-am chinuit atâta dacă nu am reușit să facem. Mâine, adică pe 17, știți voi că se fac 11 clipuri, știu să vă 11 luni de când am postat primul clip pe YouTube, deci vine clip cu pescuit care e filmat pe timpul verii, care dacă le-aș fi pus pe timpul verii ar fi avut un impact mai mare, dar asta este, din greșele se învață, deci o să vină un clip, nu știu pe care, că nu mai sunt încă vreo două clipuri sau ceva de genul, filmate sau trei, dar nu trei, vreo două, și vom vedea atunci ce... Nu știu pe care să-l pun, o să văd eu. Și așa niciunul nu va prinde în perioada asta. Și miercuri îl pun și clar că câteva zile, 3 cam așa, deci miercuri inclusiv. Joi și vineri posibil să nu mai pun nimic, și dacă poate mai pun ceva în weekend DLS, dar nu știu, că în weekend nu prea se uită lumea, că na, fiecare are treaba lui. Avem offside aici, suntem prinsi în offside, din păcate. Da, milimetric, aș putea spune. Da, în meciul ăsta cam mai mult de puțin lag, din păcate. Da, nu, asta e o scuză, clar. Nu e o scuză că n-am avut nicio ocazie mare. Cine știe, poate în a doua repriză ne vom descurca mai bine. Fate, aici nu știu cum a făcut, dar a rămas la balon. Și De Jong în careu șutează și apără Radu pe colțul scurt. Un corner, fază periculoasă, și de la Barcelona, un jucător foarte bun. La... Da, am crezut că o să luăm gol fix în momentul în care ziceam că au un jucător foarte bun de la 2 ori de cap. Aeriene, nu de cap. La 2 ori aeriene. Aici nu e offside. A, este. Mă mir. Da, oricum micuț a fost, fiindcă Hanca nu s-a retras odată cu apărarea, dar asta e. Deja nu știu dacă trebuie să ne pice măcar încă vreo 5 români, minim, la transferuri și după aceea să începem să ne... upgradăm jucătorii, fiindcă altfel eu vând un jucător pentru alea de upgrade, dar dacă mi se pune la alt jucător, tot ce trebuie. Deci, nu este o soluție foarte bună. Ne combatem lovitura asta, că la campionatul mondial am bătut, ar trebui să exersez lovitorile libere, dar na. Bun aici, foarte, foarte frumos am combinat. Andone, nu un titie a față, și ne vedem că după pauză. Barcelona cu posesia mai mare, noi cu 40% parcă. Hai, am început bine. Da, o pasă interesantă, dar este Ter Stegen, da. Dacă am avea 5% mai multă viteză decât avem acum, clar am bate aproape orice echipă. Lejer. Și hai să nu aibă toți jucătorii viteză, dar măcar ăștia doi din atac, Stancu și cu Andone. Chiar nu știu ce jucător ar fi pe DLS român care să aibă viteză în atac, habar n-am. Aici e faul de roșu. A, doar galben e bine. Adică cred că doar, dar nu știu sigur, cu
cum îl cheamă, Pușcaș, nu știu ce viteză are, alt român care să fie în atac, să aibă viteză bună și să fie în joc, mă refer. Nu știu care ar putea fi. Mai devreme la centrare sau ce a fost, ne-a scos din nou Ionuț Radu la lovitura liberă sau ce a fost. Cred că omul meciului va fi Ionuț Radu dacă nu mai marcăm până la final. Adică nimeni dacă nu va marca. Nu m-ar ajuta un egal, fiindcă tot timpul în campionat trebuie să iese Messi și intră Lenglet. Se baricadează Barcelona, adică vor să scoată doar un egal cu o echipă așa de bună ca noi. Ai mai, Andone, că ai făcut preluarea aia, zici că n-ai făcut-o. Hai, Stancule, dai gol. Nu cred, deci de la 6 metri să nu reușești să marchezi, nu, nu mai să zic. Hai să-l chemăm și pe Radu, poate, dacă tot a apărat, poate și marchează. A centrat-o Kipciu direct în brațele lui Ter Stegen. Poate luăm gol acum de la jumate terenului. Da, ia să vezi. Pun pariu că o să dea la poartă acum. Am făcut... Nu, dar nu-i, aici nu-i de roșu, că era la mijlocul terenului, chiar e duse deja. Nu. Asta este Grigore, nu va fi cu noi în următorul meci. Avem și noi care să jucăm cu un jucător mai bun, fără să fie cu rea intenție. Pasă foarte bună aici a dată de Sergio Roberto către De Jong, cred, da. Pintil îl scapă din marcaj și apără din nou Ionuț Radu. Clar, Ionuț Radu îi merită omul meciului, dar degeaba ia Ionuț Radu omul meciului dacă nu marcăm. Și clar, nu mai este timp, o să degajez, poate. Mai este timp, dar nu cred. Vom vedea acum. Bun, hai. Aoleo, la cum aleargă jucătorii 0-0. Scutive terminate la 0-0 90 de minute. Nu știu, poate trebuie să schimbăm ceva. Eu nu-s Radu omul meciului, clar. Cum v-am și spus. Că am intuit. Suntem pe locul 9. Noi 9, așa ne pare timp să începem campionatele foarte, foarte prost. Nici un român la transferuri, din păcate. Un meci din nou cu Real Madrid, numai echipe din Spania. Asta este, ne vedem pe videoclipul următor. Toate cele bune, pa!